Se spune că sunt patru bucurii pe care le poți face părinților în viață: nașterea, botezul, căsătoria și nepoții. Voi sunteți la a trei astăzi. Va veni și timpul pentru a patra, Darius și Carla. Însă cea mai mare bucurie cred că este faptul că ceea ce faceți voi astăzi faceți împreună cu Dumnezeu într-o societate care vrea să redefinească familia, suntem neîndemnați să mergem la vot și nu am nimic împotrivă. Însă cred că a te căsători în Domnul, a te plimba cu soția și copiii de mână, să vadă și alții cum votăm noi, a accepta copiii ca o binecuvântare, cred că ține de orice creștin și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Dragii mei, cu s am lucrat împreună câteva luni de zile în domeniul informaticii, ne-am bucurat de munca lui. Cred că dacă va fi la fel de bun și în familie, vor avea o familie binecuvântată. Cunosc în mare parte familia Haniș, o familie binecuvântată, o familie care trăiește lângă Dumnezeu, bunicii, părinții, Neamul foarte mare. Mă gândeam să-mi pe bancă câte din bine noastre. Ca și nepoți. Nu vin oare din spate, de la bunici? De la străbunici, de la părinți? Știți, ni se pare că în 20 de ani am schimbat noi și am realizat tot în viață. Dar astăzi, pentru Darius. Pentru familia Farcao, pentru familia Hanish, pentru Carla, pentru toți cei prezenți, dați-vă, rog, un, un pic în spate caseta vieții dumneavoastră. Și veți găsi un bunic care a stat pe genunchi. Și veți găsi o mamă care a spus, eu nu mănânc dimineața și nici la miez, eu mănânc numai seara, de vreo unul sau de două ori pe săptămână. Și poate ai crezut că e bolnavă. Era bolnavă de iubire. Ca asta e iubirea până la urmă, nu? S-a cântat frumos aici. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că iubirea adevărată nu iubirea care doar face nuntă în biserică. Iubirea adevărată rămâne împreună până în veșnicie, până la finalul vieții. Despre asta vreau să vorbesc. Cum poate rămâne o familie împreună? În 2010 în Arad, divorțurile au fost de 50%. În 2010. Nu știu asta să vă spun procentul. Dar trăim într-o lume care pornește și ar vrea să pornească bine, cu clansoane, cu mașini frumoase, cu tot ce trebuie sau cu tot ce le place. Întrebarea mea este, întrebarea acelui vers, oare din atâtea corăbii câte vor ajunge la malul dorit? Și este o cântare care se cânta foarte des la Biserica Betel, unde am crescut prin Harul Domnului și cântarea spunea spre portul fericirii. Doi tineri au pornit, dorind ca până în seară în port a fi sosit. Îmi doresc pentru Darius și pentru Carla să ajungă împreună într-o zi în port. Pentru a e foarte important ce face în larg, Acum la țăr, mai aici, lângă frații slujitori, lângă fanfară, lângă cor, lângă o biserică întreagă, lângă camere video. Avem o purtare, avem o ținută anume. Am întâlnit băiat care de 3-4 ore a deschis ușa la mașină. Pentru că noi prins camera video din prima, știți? Și după nuntă și-o deschis ea singură, dacă o mai vrut să-și deschide. Am întâlnit familii unde el merge în față și stă pe telefon și ea vine cu prunci în spate și cu două plaze. Dar în ziua anunții și ei au zis că au pornit frumos și au pornit bine. Dragii mei, mă uit la Ruth și la Naomi, noi scriem pe invitațiile de la nuntă sau cei mai mulți scriu acest moto extraordinar. Dați-mi voie să-l repet, sper să nu plictisesc pe nimeni cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Primul principiu pentru o familie unită este Darius și Carla. Aceeași cale, același drum. O zis Ruth Naomi, unde mergi tu? Acolo vreau să merg și eu. Dragii mei, știți că virgulă calea pe care noi mergem este sub Domnului călătoria care noi o facem judecător 18 cu 6. Duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirile Domnului. M am stat și m-am gândit, dacă băieții de la filmat, Domnul să-i binecuvinteze, ne-ar filma 24 din 24, cum am vorbit cu soția? Spunea cineva într-o predică către sora Mireasă să nu ui să-i spui cum a spus Avram, Domnul ei. Da, dar nu a spus completarea. Știți ce înseamnă Sara? Prințesă. Avram îi spunea prințesa mea. Dacă vrei să fii regele meu, fă-mă să mă simt ca o regină, nu? Știți că drumul nostru este sub privirea Domnului la fiecare pas? Spune psalmistul, tu numeri pașii vieții mele. Îmi doresc pentru Darius și pentru Carla. Fiecare pas care îl fac, să-l facă cu atenție, cu statornicie, cu seriozitate. Știind că Dumnezeu privește de sus. Dragii mei, mi-am pus întrebarea în dreptul familiei mele, pun întrebarea în dreptul bisericii în care slujească. Toți pașii mei, din zor și până în seară, îi aduc cinstea lui Dumnezeu? Atâtea căi, spune Biblia despre multe căi, și nu o să le amintesc pe toate. Vă aduc aminte numai că Iov, în două, cu șase spune ceva ce nu știu, dacă cineva din această biserică poate spune, eu n-am putut să spun deocamdată. O zis eu nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele. Când mă uit la pașii mei în spate, o zis eu când mă uit la drumul meu în spate, pot să stau în spital, la reanimare? Pot să stau în furtună? Stau cu demnitate pentru că calea pe care am mers, drumul pe care am mers, a fost un drum pe care am umblat frumos. Încotro voi merge, tu voi merge și eu. Biblia amintește de câteva drumuri frumoase, de câteva căi. Calea adevărului 2 Petru 2 cu 2. Ce frumos între Darius și între Carla să fie mereu sinceritate. Știți de unde vine termenul sinceritate? Transparență? În timpurile vechi, când se făceau vasele de lut, unii meșteri la care nu le ieșea așa bine vasul, dădeau cu ceară peste fisuri. Și omul era bucuros, vinea să cumpere vasul și când mergea acasă și îl folosea, praf se făcea, că nu mai putea ține apa în el. Atunci a fost expresia aceasta care s a folosit sute de ani. Sine cera. Mergea vânzătorul și îl întreba pe ăla care îi vindea. Sine cera, fără ceară. Și ăsta spunea fără ceară. Mă dă mi zice. Dacă e fără ceară, dă el. Câtă ceară se folosește astăzi? Și trebuie să întrebi pe cel de lângă tine și te uiți la ea sau te uiți la el în ochi. Și trebuie să te gândești bine și îmi spuneau tineri, frate Cristi, am emoții, că nu știu dacă mă iubește pe mine sau mașina care o am. Am emoții că nu știu mă iubește pe mine sau casa pentru care am muncit câțiva ani de zile. Calea adevărului. În Roman 3 cu 17, Biblia vorbește despre calea păcii. Ce frumos e să fie pace în casă. Nu știu dacă sunteți interesați de, de, ceea ce mănâncă copiii dumneavoastră. În lumea care trăim, o lumea chimicalelor, suntem interesați, nu? Am căutat ani de zile margarină, prin Oșan, prin Lidl, sănătoasă. N-am găsit. Să fie 100% naturală, n-am găsit. Am găsit însă în Biblie, iertați-mi comparația, o margarină care poate face dintr-o pâine uscată o pâine proaspătă. Știți ce spune Biblia? Biblia spune mai bine o pâine uscată cu, cu pace. Dragii mei, am ajuns în familie, unde era frigiderul plin. I-am mâncat la șapte dimineața și el la opt. Ca să, nu pot, ca să nu mănânce împreună. Aveau un motiv. Eu plec mai repede, zice. Dar se vedea că nu se înțeleg. Și am fost în familie, unde a fost pâine cu un soare și cu boia. Și mă uit la și noștri, la bunicii noștri. Au avut ei multe? Au avut ce avem noi astăzi? Că mergem în mult și nu știi ce să alegi. Nu știu ce să mai alegi. Nu l-a avut. Dar atunci când s pus la masă, era pace. Și au încercat să păstreze pe aceasta. Și dacă l-ai în familia ta pe cel care se numește Domn al Păcii, vei păstra pe aceasta. Calea cea sfântă. Închei primul punct spunându-vă că Pavel la final de drum nu și-a evaluat cardurile bancare, Pavel, la final de drum, nu și-a evaluat nici măcar numărul de biserici înființate să zic că faceți-mi un clasament ca să vedeți că am fost cel mai de succes evanghelist al tuturor timpurilor. Nu. Pavel, la final, a zis un cuvânt care mi-aș dori să-l putem spune și noi la final. Mi-am sfârșit alergarea. Îi pe unii astăzi, în familie, dacă mor la noapte, unde mergi? Dumnezeu știe. Oameni buni, ascultați-mă. Dacă întrebe un băiat care învață bine la școală, în luna mai, ce medie ei, ce premiu e, profesoara știe. Eu nu știu, zici. Păi cum nu știi? Păi de acum, da, un băiat selector, un, un tânăr care a învățat, știe cam în mai cam ce premiu ia, dacă ia premiu. Nu? După o viață de 80 de ani, să nu știu unde mergi, o zis Pavel, scriind ultima scrisoare către Timotei, din închisoarea din Roma, una dintre cele mai groaznice închisoare. Nu au zis, Timotei, adu antidepresivele. Timotei, nu știu un avocat în Roma să mă scoată de aici, că eu sunt evanghelist puternic. Eu mai am de înființa bisericii. Timotei, să fie liniștit. Am luptat lupta cea bună, am păzit credința. De acum știu ce mă așteaptă. De acum mă așteaptă cu una pe care nu o să-mi o dea nici Arahanghelul Mihail, nici Serafimii care stau în Isaia, capitolul 6, lângă tron. O să-mi o, să dea Domnul Dumnezeul meu pe care l-am slujit. Dar și Carla, să umblați pe drumurile acelea care vă apropie de Dumnezeu. Să umblăm împreună pe calea aceea care ne apropie mai mult de Dumnezeu. Căci multe cai se par omului bune. Dar la capăt, doar la una stă Iisus. Numai la una. Și asta e calea cea sfântă. Doamne, dă-ne putere să mergem pe ea. 2. Dacă ne dorim o familie unită, dragii mei, dacă ne dorim o familie frumoasă, mai e nevoie de ceva. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Și mi spune, frate Criste, dar tu crezi că ăștia, cei doi care se căsătoresc o să stea unul la apartament și altul la casă? Cei cu predica asta? Nu, nu la asta mă refer. N-am spus aceeași casă. Dați-mi voi să formulez cum trebuie. Același cămin. Că oamenii stau împreună, nu? Sunt împreună. Poate să fie în aceeași casă, ea la etaj și el la parter. Poate să fie în aceeași casă, ia într-o cameră, el în alta. Știți ce îmi place aici de Ruth și Naomi? Eu zic, unde vei locui tu să-mi spui bine? Acolo vreau să mă așez și eu. Dragii mei, mulți au o casă astăzi, puțini au un cămin. Îmi doresc pentru cei doi, nu știu unde vor sta. Am văzut oameni care au stat pe chirie și când se puneau jos pe genunchi, Dumnezeu îi asculta. Și am fost în casă de milioane de euro. Și am avut îndoială la unii, dacă Dumnezeu le asculta rugăciunea. Nu din cauza milioanelor de euro, nu, nu, nu din cauza relației dintre ei și automat din cauza relației dintre ei și Dumnezeu. N-ați vrea astăzi Dumnezeu să facă din fiecare casă un cămin? și ororii atât de mult îmi place de Iisus Hristos mergea în Betania și era acolo o casă în care poposea casa Martei și a Mariei. Știți că Iisus Hristos se simte în bine într-o casă în care există și slujire și ascultare. Merge Iisus Hristos prin Ierihon și Zacheu stă în și spune, Zacheu, dă-te jos, că ce astăzi vreau să... Nu vreau să... Nu zi să intru în casa ta. Că mulți spun, Doamne, până fac nunta și strâng câteva mii de euro, intră și eu la mine în casă. Doamne, până ia copilul Bacu, dacă intră la Cluj, copilul, te rog să intre la mine în casă. Și apoi te, te mai sună la un proroc, mai vedem, ne mai auzim noi. Nu, nu, nu. O zis, vreau... dă-te jos, că vreau să rămân în casa ta. Ce diferență. Ce diferență? Să rămână Iisus în casa ta. Invitații vor pleca, Darius și Carla. În Ioan capitolul 2, la nunta aceea în care Iisus transformă apa în vin. Eu dacă eram în locul mirilor, aș fi spus, Doamne Iisuse, nu pleca de aici. Traian s a spus, nu pleci de la mine, Iisus, strigă inima spre alții, văd pe altul că se roagă cu lacrimi, văd pe altul că trăiește în sfințenie. Văd pe altul că se îmbracă cu vincios. Are... Văd pe altul că are Biblia subliniată. Văd că spre alții verși de sus. fă -mi și mie așa. Amin. Ce frumos să facă Dumnezeu din casa ta un cămin. Știți, poștașul intră până în hol. Dacă intră până în hol, dacă nu, pune la poartă și gata. Dacă ai desemnat ceva, intră până în hol. Musafirii vin până în living, până în camera de zi. Rar sunt oamenii pe care îi chemăm în bucătărie, nu-i așa? Știți că este unul care, dacă îl chemăm, ar vrea să stea în toată casa noastră. Și fie, în fiecare cameră să aibă acces, și în fiecare bibliotecă, și în fiecare telefon, să poți să stai cu transparență, să spui, Doamne, ești binevenit la mine în casă. Știți că Dumnezeu notează. pe spunea un frate proroc din Bucovina, cum Dumnezeu i-a arătat pentru vremea din urmă, o trimis Domnul Îngerului și o zis, notează în toate casele. Nu zis Penticostal. Ați fi așteptat unii să zic Pentecostali? Nu zis baptiști, nu zis ortodoxi. O zis Domnul către înger, notează toate familiile care trăiesc în Sfințenie. Unde sunt altare? Notează-le că pentru vremea din urmă vreau să le am în atenția mea. Doamne, ai în atenție și familiile noastre. În al treilea rând, dragii mei, o mai spus Rut ceva extraordinar aici. Poporul tău va fi și poporul meu. Rut nu a zis, Naomi, când tu mergi la biserică, eu mă duc la KFC. Naomi, când îi, când program la bujac, eu mă duc în altă parte. Nu. Rut o zis, Naomi, să-mi spui, te rog frumos, unde va fi cetatea în care ne vom așeza? Care va fi biserica? Să fiu și marți, să fiu și joi, să fiu și duminică, pentru că în, în, Petru spune Biblia, voi sunteți un neam sfânt. Voi faceți parte dintr-un neam pus deoparte pentru Dumnezeu. Noi suntem, dragii mei, poporului Dumnezeu. Pentru aceea îmi doresc, când se întemeiază o familie, nu-mi imaginez altceva. Dar am întâlnit. Auzeam recent despre o familie. El o mers în concediu cu prietenii lui, căsătoriți. El, da? Și ea, soția, au plecat în concediu cu prietenele ei. Vă dați seama ce bucurie e în familia aia. Ce bine să înțelegă. că de o ștăta, concediu. Oameni care nu au același, aceiași prieteni, aceiași popor. Mă uit la David în Salmul 16, spune David, Sfinții care sunt în țară, sunt... Dragii mei, ca să te simți bine între sfinți, nu? Trebuie să fii un sfânt. Întrebați-l pe ea care fură motorină, da? Avem la noi cineva, am întâlnit un frate recent, care trăiește frumos, e pocăit. Mi-a zis, Cristi, nu mă înțeleg cu colegii. Și am spus, cum tu ca pochei nu te înțelegi cu colegii? Păi aia fură motorină și eu nu fur. Și am înțeles, un om care nu-i pocăit, nu-i sfânt, nu se va simți bine lângă un om sfânt. Dar eu cred că dar și Carla își vor alege prietenii poporului Dumnezeu, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu. Darius, lucrez în domeniul informatic. Știi că nu toți care dau like îți și prieteni. Nu toți care ne prieteni pe rețelele de socializare. Mi-au spus și în -o, frate Cristi, am 4700 de prieteni. Știți ce i-am spus? Când o să fii în spital, să-mi spui câți să mai ai. Mă sunat din spital, de Cristi, nu vii să mă vizitez, că numai trei m-au vizitat. Și ăștia nu, nu sunt din aia care sunt rețelele. Dar cum, din 4700 eu mai am loc acolo? Păi de numai, numai 30. Că știți, adevărații prieteni, îi vezi atunci când treci prin încercări, prin necazuri. Când ai niște bani puși deoparte, nu știu, N-ați cum sună oamenii? Ce mai faci? Domnul să te binecuvintează, zice. Și când tu ai nevoie de să împrumuzi la cineva, sun și răspunde, abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Asta e lumea în care trăim. Mă gândesc la Daniel. Credeți că numai Daniel cu cei trei tineri au fost duși robi în Babilon? Eu cred că au fost duși mii de tineri. Și totuși Daniel a zis, eu am trei. Eu am trei care nu mă invidiază. Eu am trei cu care pot să stau în rugăciune. Darius și Carla, alegeți-vă prietenii după caracter, nu după avere. Alegeți-vă prietenii după calitate, nu după cantitate. Mă gândesc la mama lui Ioan Marcu, o dorit ca frații și surorile să se strângă în casa lor la rugăciune. Știți ce spune Biblia mai departe, mai târziu, despre copii, copilul, cel puțin unul a avut, despre Marcu? S-a Pavel într-o zi când o trebuie să meargă în misiune și o să gândi Pavel, pe cine să iau cu mine în misiune? Pe ăla care stă pe telefon la dunare? Pe ăla care vine numai la cină? Nu o zis Pavel, eu iau pe ăla care atunci când a mers la rugăciune, a mers în casa lui, o pregătesc scaunele acolo, pus harfele de cântări, o pus Biblia, îl iau pe Marco cu mine. Mai târziu Petru se gândește, trebuie să scriu epistolele, Domnul mi-a dat o revelație, trebuie să scriu aceste epistole. Pe cine să pun să scriu? Că eu sunt pescar. Petru a fost pescar, nu știa să scrie. Și-o zis, Petru, știu pe cine să iau. Îl iau pe băiatul ăla care o crescut la rugăciune. Îl iau pe băiatul ăla despre care maică se-a spunea, eu vreau la mine în casă să veniți să facem o rugăciune. Eu nu vreau copiii mei să fie în discotecă, să facă nunta, pe nu știu pe unde. Eu vreau copiii mei să întemeieze o familie în adunare. Vreau copiii mei să, să, se folosească Domnul de ei. Și Petru i o dictat epistolele lui Marcu și Marcu scris după dictarea acele cuvinte care nouă ne-au rămas. De ce? Pentru că o mamă o știu să aleagă bine. O zis, mi-e întrebă frați care să mă întrebe, apropo, vă spune în biserică lângă cineva care toată ziua vă întreabă, auz, unde ai ajuns cu Biblia duminica asta? Du-te-mă de aici, zice. Întreabă-mă de, unde am, de unde am telefonul care l-am, de unde am costumul. Dar ce treabă ai tu, unde am ajuns eu cu Biblia? N-ați observat că deja parcă ne deranjează dacă cineva ne întreabă, auzi, dar când ai postit ultima dată? N-ați observat că deja ne deranjează dacă cineva ne întreabă, duminica trecută, un. Dar ce, ce treabă ai deci tu, unde am fost eu? Dragii mei, știți care sunt adevărații prieteni? Care atunci când lipsești de la biserică, te sună să te întrebe ce faci? Care atunci când ești în boală, te întreabă ai nevoie de medicamente? Sunt gata să vin să te, să te ajut cu ceva. 4. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Ce frumos! Același Dumnezeu, Darius și Carla, dacă vreți să aveți o familie unită, luați-L luați pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat. Știți? Mă gândesc la Orpa. Stătea în casă cu Naomi. La primărie o zis Orpa, mă pocăiesc. Fraților, fați păstor, faceți în botezul, zice, eu mă pocăiesc, zice. Numai Biblia ne spune ceva că orp avea idolii ei. O, oh, în câte familii ea are idolii ei. Ea are telenovelele ei. El are meciurile care trebuie să le prindă, să nu cumva să rateze unul. Și atunci nu mai, nu mai este unitate. Știți ce bine cuvântate sunt familiile care l-au pe Dumnezeu ca și Dumnezeu adevărat și singurul Dumnezeu de care sunt pasionați? Dragii mi-e greu să vă dau exemplu un caz negativ. Iacov și Rahela. O venit la bani să-și caute idolii. Fac o paranteză. Faptul că Dumnezeu îți vorbește nu e suficient. Noaptea Dumnezeu îi se prezintă în vis lui la ban. Păi eu dacă aș auzi, nu că au avut cineva o vedere, l-aș chema la biserică, mă, spune visul în plen, să vedem, să ne bucurăm și noi. Ăsta avea vise noaptea cu Dumnezeu și ziua aș căuta idolii. Așa făcea la ban. Faptul că Dumnezeu ți-o vorbi, Dumnezeu ți a înștiințat, nu suficient. Faptul că ai auzit o predică, o cântare frumoasă și merge la ban și spune, vreau să-mi iau idolii mei. Și-o zis Iacov, o de Iacov în cuvânt, un cuvânt de blestem, poate fără să-și dea seama, să moară acela la care se va găsi idolii. Știți că prima persoană care a murit în familia lor a fost Rahela? Pentru că tu ca și, ca și cap de familie în casă, Cuvântul care îl rostești, îl rostești dintr-o poziție de autoritate. Și dacă cel de lângă tine, și dacă între voi nu există sfințenie, sunt vorbe, sunt vorbe aruncate poate la glumă, sunt vorbe aruncate așa ușor, dar care se prind. Dacă Rahela n-avea nimic de ascuns, ce tragic să muncești șapte ani după pentru o fată, oameni buni, și mai mulți, mai, mai mulți, nu? Să muncești atâția ani pentru o fată, și după câțiva ani de la nuntă să că ea de fapt s-a ascuns multe lucruri. Îmi doresc între Darius și Carla să fie transparență totdeauna, să fie sinceritate, să fie adevărul prezent și Dumnezeu să-și aibă locul de cinste. Voi să nu vă întâlniți cu Dumnezeu la biserică, că unii se întâlnesc cu Dumnezeu numai duminica, știți? Voi să umblați cu Dumnezeu. E mare diferență, dragii mei. E mare diferență să mă întâlnesc cu cineva odată pe an, la pașul la Crăciun, sau să umblu cu el în fiecare zi. Despre nou, Biblia spune că umbla cu Dumnezeu. Despre Iov, despre noi. Noi cântăm acea cântare cu Dumnezeu în fiecare zi. Auzi ce frumos! Așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegim pereche. Și într-o zi călătorind așa mereu, el a ajuns în cer cu cine? Păi a ajuns în cer cu ăla cu care a umblat cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla în vremea lui și noi, peste 70 de ani de muncă, spun teologii care cercetează în adâncime adevărul Scripturii, peste 70 de ani de muncă la corabie. Mergea Noe la cel de la care cumpăra cuie și îi spunea probabil omul acela, noie tu încă crezi? Cred. O trecut 50 de ani, o trecut 70, eu încă cred. Mergea Noe la, de la care cumpăra lemne pentru corabie. Vă dați seama câte mii de metri cubi. Încă crezi noi, dar nu vezi că nu a plouat. Eu cred. Chiar dacă n-am nicio literă scrisă din Scriptură, atunci nu a fost. Eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că la mine în casă, o zis noi, Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt. Ce frumos! Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul lui, umblând cu el de mână și într-o zi călătorind așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Dragii mei, și spun asta pentru toate categoriile de oameni care sunt prezente, fără să jignesc pe cineva, cu cel cu care umbli, cu ăla te vei întâlni. Îmi povestea un frate din America un caz despre o familie, despre un frate în vârstă. Ori de câte ori îl întrebai ce faci, el spunea un singur răspuns, slujesc pe împăratul. Bun, am înțeles, e duminică, toți să slujim, cântăm la fanfară, la cor, dar miercuri ce faci? Slujesc pe împăratul. Trec repede pentru că timpul zboară. În ultima zi din viață erau nepoții lângă el în spital, erau copiii lângă el în spital. Și omul acesta stătea pe spate întins, așteptându-și finalul. O zis la un moment dat, dați-vă rog rastelul de la pat jos. Și familia au zis, dar de ce bunicule? Păi zice, voi n-ați văzut cine a intrat în cameră? Cine a intrat? Și s-a întors să vadă, nu a intrat cumva un doctor, o asistentă? Și o zis bunicul, o intrat în paratul cu câțiva îngeri, O venit să mă duc acasă. L-am slujit pe el, el mă așteaptă. Ce frumos! Doamne, fă și nouă parte de un astfel de final. Dacă umbli cu Dumnezeu... ce frumos pentru Darus și pentru Carla, din ziua anunții, că sunt unii care îl caută pe Dumnezeu numai la spital, numai în necazuri, numai când le ia focasa... Nu, chiar din ziua anunții, să pornești cu Dumnezeu. Și în ultimul rând, facă Domnul ce o vrea. Ce înseamnă asta? Că o să fie de lucru, că nu o să fie de lucru? Că o să fie la fel de frumoasă ca în ziua anunții, că nu o să mai fie la fel? Dar eu să te bine la Carla, cea mai frumoasă din toată viața ei fizic, e acum. Sper să mă ierte Carla că am spus asta. După 3, 4, 5, mai multe sau mai puține nașteri, fizicul se schimbă. Da, o veste bună să vă spun. O zis Pavel, cortul oricum se schimbă. Voi ați văzut oameni care atunci când și-au făcut vilă să plângă după cort? Eu n-am văzut. Am întâlnit oameni care și-au făcut, de exemplu, cabană la munte. Ori stat în cort până a fost gata cabana. Dar când a fost gata cabana, s-au bucurat. Lasă cortul, zice. Dragii mei, cortul ăsta pe care tot îl facem într-un fel și în altul, să arătăm cât mai... Se trece. Dar au zis Pavel, ce în interior se schimbă în fiecare zi și crește în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la asta. Caracterul, dragii mei, e mult mai important decât reputația. Interiorul e mult mai important decât exteriorul. Și au spus Ruth, facă-mi, Domnul, ce-o vrea. Probabil că s-au uitat la omii la rut. Și eu zis, Ruth, când o să ajungem în Betleem, nici măcar ajutor de șomaj nu o să primim. Ascultă-mă, că eu știu cum o să fac astea pământurile alea poate nu le mai primim înapoi. Rut, vii după mine. Vin. Dragii mei, voi, voi v-ați gândit vreodată ce înseamnă să mergi, să culegi ce rămâne după alții? Ce femeie a fost femeia asta? Să mergi, să stai în spate și să te gândești, oare nu o să lase câteva spici să le culegem? Și să nu comentez, să zici, mama soacră, dacă știam cum o să fie în veci, nu luam pe... în veci. Dacă ăsta, așa, astea sunt condiții. Dragii mei, dragostea, ca să se maturizeze, trece prin multe. Și știți cum se încheie calitățile dragostei din 1 Corinteni 13? Dragostea suferă tot. Isus Hristos, ca să ne câștige pe noi, s -o jerfit. Putea să facă declarații de dragoste din cer. Nu ne-ar fi ajutat cu nimica. De fapt, face o declarație prin care spune Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult ai iubit, încât a dat. Darius și Carla, ca să reziste căsătoria voastră, va trebui să nu uitați. Dragoste adevărată nu întreabă ce pot să câștig. Am întâlnit tineri care au zis, dacă îl iau pe ăsta, Că nu mai muncesc toată viața. Dacă o iau pe ea, zice, top model o să fie din biserică. Eu nu cred că asta trebuie să căutăm noi. Că dacă e top model și te așteaptă cu sandwich la ora 5 când vei de la servici, nu cred că te ajută prea mult, nu? Nu? Eu cred că trebuie să punem următoarea întrebare. Dacă mă căsătoresc cu, ce pot să ofer? Dragostea ego egoistă spune, ce pot... Ce pot să câștig? Dragostea altruistă spune, ce pot să ofer? Dragii mei, căsătoria nu e un contract, e un legământ. Contract înseamnă, contractul se face între două firme. Contractul spune așa, câtă vreme prestezi servicii, te plătesc. Știți că sunt multe familii care fac contracte astăzi? Câtă vreme o să câștigi 4.000 de euro ca și acum, acum câștigi în Anglia? Spunea cineva, 4.000 de lire? Rămân lângă tine. Ne înțelegem extraordinar. Te iubesc. Extraordinar te iubesc. Asta e contract. Când nu mai câștigi, când nu mai arăți la fel, asta e contract. Când nu mai e sănătoasă sau sănătos, asta e contract. Știi ce spune legământul? Chiar dacă nu mai câștigi atât, chiar dacă nu mai arăți ca înainte, eu tot voi rămâne lângă tine. Citeam despre o familie și m-a de încheiere. Un mare om dintr-o companie, din bordul de director, și-a dat demisia. Și l-a întrebat directorul mare și a zis omule bun, ai muncit zeci de ani să ajungi în poziția asta, să ajungi la salarul acesta, să ajungi în reputația aceasta? Ce te face să faci acest gest? Și el a spus, soția mea, sunt bolnavit de Alzheimer. Și directorul a zis directorul m a zis, bun, și n-ai destui bani să plătești o asistentă care să-ți vină în fiecare zi acasă să stea opt ore cu ea? Și el a zis, am. Dar în ziua anunț, eu nu i-am spus cu o asistentul o să o îngrijează. Uitați aici demisia de mea, eu am spus în ziua anunț următoarele cuvinte, și la bine, și la rău, și în bucurii, și în necazuri. Dragii mei, asta e dragostea care Dumnezeu vrea de la noi. Știți că rut și-o nu promisiunea? Noi scriem pe invitații unde vei merge tu și apoi le punem la loc în dulap și peste câțiva ani poate ne mai uităm la ele. Rut nu a scris pe invitații, dar au rămas în inimă cuvintele acestea și au spus Naomi, eu voi rămâne lângă tine, voi merge pe drumul pe care am înțeles că e drumul bun. M-am uitat la tine, Naomi, când ți-au murit trei persoane din familie, nu ți-ai dat demisia din biserică, n-ai spus fraților, ăsta e Dumnezeu care l avem, nu. Naomi, m-am uitat la tine, tu ai rămas puternică. Naomi, vreau să merg pe aceeași cale, să-L slujesc pe același Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă întreb, s o meritat? Arătați-mi, vă rog, în Biblie, după capitolul care s a citit aici, dacă mai este pomenit ceva pozitiv despre Orpa. Știți Orba nu a rămas în istorie cu idolii ei. Rut o a rămas în istorie, suținut de cuvânt, a ajuns străbunica lui David. O intrat în gene genealogia Domnului Isus. Și o carte cu numele ei este scris astăzi în Biblie. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, jurământul care cei doi îl fac aici, nu e un jurământ doar de camera video. E un jurământ care se notează în cer. Și Exod capitolul 19 cu 5, garantează binecuvântarea noastră de ținerea legământului. Nu de câți bani ai câștigat la nuntă? Că acum așa clasificăm, cât o făcut la cât o... Mă, zice, aia, 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 aia într-adevăr, o reușit. Nu, 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 nu. Ascultați, acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Doresc pentru Darius, pentru Carla, un drum frumos, un drum bun. Nu le doresc un drum doar cu soare. Că în multe cântări, numai soare, numai soare. Acum vreau să vă spun, dragii mei, e bun soarele. Avem acasă, am făcut acasă solar, să muncim împreună cu copiii, să mâncăm ceva bio. Dar am ajuns la concluzia că dacă numai soare le dai la plantă, nu e suficient. Trebuie și apă. Nu știu cum va fi drumul lor mai târziu. Știu însă că fundația, fundația fiecărei case, indiferent de termopane, indiferent de acoperiș, va fi testată într-o zi în ziua furtunii. Îmi doresc în ziua aceea, Darius și Carla, să fie tot la fel, de mână. Să fie lângă Dumnezeu, lângă cuvânt, lângă Biblie. Și cei care vor rămâne cu casa în picioare, vreau să vă spun, dragii mei, ei vor rămâne mai departe sub protecția lui Dumnezeu. Și în toate mă rog Dumnezeu să fie slăvit. Pentru părinții care i-au crescut, mă rog Dumnezeu să îi binecuvinteze. Fetița mea are șapte ani cea mai mare și spuneam fratelui Florin, nu mi-o imaginez în ziua anunții. Așa de repede trec ani. Îți dai seama în ziua anunții că parcă ai făcut puțin pentru ei. Îți dai seama că în ziua anunții că nu telefonul e cel mai important cadou care le-ai făcut. Îți dai mă în anunții că cele mai frumoase momente au fost momentele când împreună cu familia te-ai rugat, ai cântat și l-ai simțit pe Dumnezeu prezent. Dragii mei, viața noastră trece oameni buni. La fel cum kilometrajul de la mașină acumulează 200 de mii foarte ușor, pașii noștri se înmulțesc și într-o zi se vor termina îmi doresc să-i facem bucurie lui Dumnezeu când va număra pașii noștri să fie pași să făcuți, să făcuți pentru el. Când se va uita Dumnezeu la poporul din care am făcut parte, să zic că ăsta e poporul în care îmi găsesc plăcerea, ăștia sunt oamenii pe care îi voi răpi într-o zi și care vor fi mireasa mea. Când se va uita Dumnezeu la prietenii noștri, când se va uita Dumnezeu, dragii mei, la casa noastră, nu ne va clasifica după lambriuri după greșe, după faianță. Ne va clasifica după altare. Ne va clasifica după momentele acelea când un om al străzii a găsit ceva în casa noastră. Ne va clasifica după momentul acela când un musafir care nu a fost mare proroc sau mare evanghelist a fost un om simplu. Nu a plecat cu mâna goală din casa ta. Și poate în el a fost Isus, cum spune în evrei, că unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Vă doresc drum bun, îmi doresc pentru fiecare familie cuvintele care au fost sărace și simple să ne motiveze la fi mai aproape de Domnul. Pentru biserica din loc doresc din plin slava Domnului să se arate mai departe și noi toți într-o zi să ne vedem cu Dumnezeu în slavă la nunta aceea. Amin.